Iubiți frați și surori și dragi prieteni, dragi ascultători, slavă Domnului pentru posibilitatea care o avem ca să ascultăm cuvântul Domnului. Vom da atenție cuvântului lui Dumnezeu care este scris la Matei, capitolul 6, versetul 33, înainte ca să expun temă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ordinea priorităților În tumultul vieții avem multe de realizat, încât recunoaștem că multe lucruri vor rămânea nefăcute în detalii din precina timpului care ne gonește, a circumstanțelor vieții și de aceea înțelegem că este nevoie ca să ne concentrăm asupra lucrurilor importante ca să nu le scăpăm cumva din vedere. Avem nevoie de înțelepciune ca să facem acest lucru și să alegem ceea ce este important cu adevărat în viața noastră. Câteva momente prezentate în Noul Testament la această temă, chiar dacă nu va fi complet această listă pentru că este o temă destul de vastă care cuprinde mai mult material, dar totuși câteva clipi de cugetare pe marginea acestei teme. Am citit primul verset care vorbește că împărăția lui Dumnezeu este de ordin prioritar în viața noastră, așa ar trebui să fie și Domnul Iisus prezintă acest lucru când spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Cât e important, frați și surori, ca să înțelegem că este această ordine a priorităților și mai întâi trebuie ca să căutăm ceea ce Domnul Iisus propune. Împărăția, interesele, munca pentru împărat. La Matei 20 cu 1, împărăția lui Dumnezeu este comparat cu o vie. La Matei capitolul 13, versetul 24, comparat cu o țarină. Matei 13 cu 44 cu o comoară, 45 cu un mărgăritar de preț. În cele mai multe cazuri, împărăția lui Dumnezeu se atașa, se aseamănă cu un câmp de lucru. Și noi suntem cei care trebuie ca să facem acest lucru. Scăutăm interesele împărăției lui Dumnezeu și cum facem noi acest lucru. De obicei, slujirea lui Dumnezeu, trecând un anumit timp în viața noastră, ca într-un fel de rutină cumva și nu mai este același elan, același interes pentru a împlini voia lui Dumnezeu, dar trebuie de făcut și împlinim. Parcă voia lui Dumnezeu și-i bine cum facem, dar avem noi aceeași înălțime care Sfânta Scriptură vrea ca să o avem. Acea predare în slujire cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, așa cum pretinde Dumnezeu, chiar în decalog, în prima poruncă. Dumnezeu să ne ajute ca să avem această înălțime în slujire, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și tot în acest verset se vorbește despre neprihănirea lui. La 1 Petru, capitolul 1, versetul 15, este un verset unde scrie, Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Însuși Dumnezeu vorbește aceste lucruri și este bine ca în viața noastră noi să avem o neprihănire și anume, neprihănirea Lui ne învață Scriptura ca să o căutăm și mai înainte de orice lucru. Nu comparații cu seminii noștri. La Luca 18 cu 9 este descrisă pilda vameșului și a fariseului care au plecat ambii la templu ca să se închine lui Dumnezeu, dar Fariseu o făcut o greșeală atunci când s-a comparat cu cel care era în spatele lui și a spus că e bine la dânsul stau lucrurile, dar a plecat acasă neîndreptățit. De ce oare? Doar el avea temerite merite și era un om destul de bine aranjat în slujirea lui, destul de devotat, el știa ca să dea zeciuială, știa ca să se roage, știa ca să fac toate lucrurile atât de bine, dar pleacă acasă neîndreptățit. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că el, neprihănirea lui a greșit și s-a comparat cu cel care era alături de el, cel care era semenul său. Neprihănirea lui vorbește, sunt a să o căutăm. Sau alt lucru ar fi neprihănirea proprie. La Matei 23 și versetul 28, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o neprihănire care era a fariseilor, și atunci când Domnul Isus mustră fariseii, El le spune în felul următor. Voi pe din afară vă aratați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Deci ei aveau aparent o neprihănire, dar era a lor proprie. Undeva căutau ca să pară bine, să pară că sunt buni, că fac bine în fața unor oameni. Dar înaintea lui Dumnezeu ei erau fără valoare, plini de fără de lege, pentru că n-au căutat neprihănirea lui Dumnezeu. Cât este de important, frați și surori, dragi ascultători, ca mai întâi de toate să căutăm împărăția lui Dumnezeu, interesele împărăției împărăția lui Dumnezeu este cea care trebuie să-și lărgească granițele pe acest pământ, ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru și neprihănirea lui, cum am citit versetul de la Petru, am amintit, 1 Petru 1 cu 15, fiți sfinți, căci și eu sunt sfânt, deci suntem chemați ca să urmăm aceeași pildă de ascultare, cum Altădată Domnul Iisus, cum însuși Dumnezeu, este sfânt, nepătat, așa să fim și noi în acțiunile noastre, în tendința care o avem în viața noastră să avem această sfințire a lui Dumnezeu. Al doilea moment în care vorbește Sfânta Scriptură ca o prioritate, ca ceva care este de foarte mare însemnătate în viața noastră, este scris la 1 Timotei capitolul 2 și versetul 1. 1 Timotei 2 cu 1. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înalțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată Evlavie și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, anume ca să facem rugăciuni, cereri pentru toți oamenii, în cazul dat pentru dregători, pentru împărați, ca să putem duce astfel o viață pașnică, liniștită. E important lucru ca mai înainte de toate să facem rugăciuni și cereri. Cât este de important și cât ne lipsește acest lucru, anume când suntem Iată așa, în situația în care suntem că trebuie ca să dovedim multe lucruri să reușim, noi suntem chemați înainte de toate ca să ne rugăm. Înainte de a verifica poșta electronic poate sau orice mesaj care ne vine, întâi să te rogi. Înainte ca să începi o lucrare, trebuie ca să te rogi, înainte ca să pornești la drum, să te rogi, înainte ca să faci o lucrare, mai înainte de orice lucru, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, este îndemnul apostolului Pavel, tânărului Timotei și celor care erau în jurul lui, cât este de frumos ca să avem în vedere acest lucru ca un lucru prioritar, ca un lucru foarte important în viața noastră. Îmi place foarte mult un verset care este scris la faptele apostolilor, capitolul 15, versetul 40, despre faptul cum apostolul Pavel, care și-a ales pe Sila în lucrare, au fost încredințați în grija Harului lui Dumnezeu și au plecat în lucrare ca să împlinească porunca lui Dumnezeu, ca să aducă la îndeplinire ce trebuie ca să facă, și anume vestirea Evangheliei. Cât este de frumos, în continuare scrie despre acești oameni al lui Dumnezeu că Duhul lui Isus nu le-a dat voie să plece într-o cetate, apoi au plecat în alt parte, dar au fost încredințați în grija Harului Dumnezeu, deci înainte de toate au făcut o rugăciune, o cerere și Dumnezeu i-a condus foarte frumos pe calea lui, exact așa cum găsim scris și la Timotei, că dacă cineva scurățește, va fi un vas sfânt, folositor, stăpânului, gata pentru orice lucrare bună. Al treilea lucru care îl vorbește Sfânta Scriptură și anume ca mai înainte de orice lucru sau este inclus în lista priorităților, este Matei capitolul 5 și versetul 23. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi, de te împacă cu fratele tău, apoi vino și aduți darul. Atunci când vorbești despre acest lucru, Domnul vorbești despre darul care trebuia de adus, despre această binefacere sau acest gest frumos din partea oamenilor pentru cinstea, pentru slava lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune că înainte de toate trebuie ca să faci anume un lucru. Și dacă are cineva împotriva ta ceva, mergi ca să rezolvi problema. Domnul Iisus vorbește acest lucru în Galileea, aproximativ 100, poate 150 de kilometri de la templu și el vorbește oamenilor de acolo că dacă chiar pleci la templu și te duci cu darul la altar și îți aduci aminte mergi înapoi la vecinul tău sau la fratele tău care este acolo în Galileea și rezolvă întrebarea, apoi du-te iarăși la templu și adă darul la altar. Este foarte important. De deci ce e așa? De deci ce Domnul Iisus spune așa întrebarea? Doar dacă pleacă omul până la Ierusalim, să-și aducă darul în pace, apoi își va hotărâ întrebarea? Nu. Întâi du-te și împacă cu fratele tău, apoi celelalte, apoi darul, apoi altarul și celelalte lucruri. Deci Domnul Iisus spune o importanță pe acest lucru și anume pe atitudinea care o avem față de fratele nostru, pe relația care o avem cu fratele nostru ca să fie o relație corectă și curată înaintea lui Dumnezeu, apoi și darul și celelalte lucruri. A patra lucru, Luca capitolul 12 și versetul 1 Domnul Iisus vorbește ceva ucenicilor. Luca 12,1 În vremea aceea când se strânseseră în rănoadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Mai întâi de toate. Înainte de asta, Domnul Iisus vorbește despre predica așa grea, despre fariseii care au trebuit ca să audă așa predică de vai. O predică de atenționare mare din partea Domnului Isus, care le-a spus pe față lucrurile care se confruntau acești oameni și atunci când rămâne cu ucenicii Domnul Isus spune mai întâi de toate, poziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicie. Deci, al patrulea lucru este nesinceritatea sau fățărnicie. Cât e de important, frați și surori, ca Dumnezeu să ne păzească de aceste lucruri, ca să ne ferim de aceste lucruri, pentru că nu putem ca să progresăm, nu putem ca să mergem înainte dacă avem așa o atitudine față de lucrarea Lui Dumnezeu, față de aproapele nostru ca să fim acei care înaintea oamenilor părem într-un fel, dar de fapt noi avem cu totul alt fel de interior. Ca concluzie, vreau ca să aduc aminte aceste momente la care am cugetat și anume, primul lucru, împărăția, interesul sau interesele împărăției, munca pentru împărăție, neprihănirea lui Dumnezeu, al doilea lucru, mai înainte de toate rugăciuni și cereri. Al treilea lucru, mai înainte de toate pacea cu aproapele, împăcarea. Al patrulea lucru, mai înainte de toate sinceritate, mai înainte de toate o inimă curată și deschisă înainte lui Dumnezeu, care are doar, așa cum îl citim în Scripturi, că cel nepricănit își are privirea dreaptă, are calea dreaptă și, deci, privește drept înainte, nu mai are alte rezerve față de cei din jur. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Ca în viața noastră, această ordine a priorităților stabilită din însuși Dumnezeu pe paginile Sfintei Scripturi și anume a Noului Testament, pentru noi să fie ca o avertizare, ca o aducere a minte, ca mai întâi de toate, cei care le-a pus Domnul Iisus ca fiind primele, acele să le avem și noi ca priorități în viața noastră. do meu zelo esnibenicoventeze, amin